Dragi prieteni, dragi urmăritori, iată că a venit momentul. Iată că s-a întâmplat minunea. Știți voi că și în materialele pe care le postez, dar mai ales în show-urile de stand-up comedy, vorbesc despre o anumită persoană. Dar niciodată n-ați văzut-o pe internet. Nici măcar ca poză, nici din văzute, nici din auzite. Oare cine să fie? Cu cine am eu onoarea să am astăzi un dialog? Ghici Ciupercă, cine-i? Socra. Socra. În sfârșit am reușit să obțin acordul ei pentru a o filma. Ai emoții? Na, am un pic. Că nu-i ușor să treci pragul de 80. Da, nu-i frumos să spunem vârsta, dar tocmai am plinit 80 de ani. La mulți ani, uite, îți place ce flori frumoase ți-am luat. Absolut. Ție tot timpul galbenul. Mie îmi place, da. Galbenul ține foarte mult. Ține foarte mult. Ai observat? Da, zice că e culoarea geloziei. Absolut. Absolut culoarea geloziei. Dar acum aia e baiul că n-am pe cine să fiu gelos. S-a dus vârsta la care erai gelos. Eu am fost de vină. Soțul a murit de 25 de ani. Și n-am căutat un... Alt partener. Dar până la urmă ți-a venit și un ginere în casă, nu? Nu vine, sigur, cu care mă înțeleg extraordinar de bine. Sănătate. Mulțumesc. Să nu vadă fiicăta și soția. Un pic de vișii. Vișinată. De ziua ei. O să tragem mai multe duble ca să mai primesc eu un pahar în plus. Ai grijă să nu ți se ia rujul. Eu de când te știu... Ce bună e! De când te știu, ești o persoană optimistă, absolut, veselă. Totdeauna am fost optimistă. Niciodată nu m-am vaietat, niciodată nu plângeam de ceva. Totul a trecut așa și acum sunt în formă. În formă. De menționat că joc și brici, care e un joc greu. Da, da, e un joc foarte, foarte greu, pentru că trebuie să ai memorie ca să ții minte tot. Cărțile aia pe care... Eu am zis că vii, joci vreo 4-5 ore într-o după masă și vii cu 3 lei. Nu mai bine te apucai de poker, că mintea încă îți merge. La poker făceai bani. Nu mintea, la poker ai noroc. Și tu ești și o persoană norocoasă. Când deschid cartea, văd 2 de 5, 2 de 7, ce ăsta, foi bun de poker. Dar la bridge 0-0. 0-0. Cum îmi zic, când trageți atunci cartea la început, cu cine începe primul, cum îmi zic colegii, că ești... Eu? Tu cum zici că urmează să fie cartea aia? Eu o să trag 2. Și? Și 2-ul trag. Și cum îți zic atunci colegii? Imre, cum îți zic? Răjitoare! Bosorcane! N-am zis eu, dar așa e. Așa e și la meciuri, când ții cu, nu neapărat la fotbal, și chiar la tenis. Te concentrezi și... Da. Și bagă. Ieri degeaba m-am tot concentrat, n-o putut băga un gol în poarta lui Uta. Auzi tu? CFR, mare fan CFR. Ai fost și pe stadion la meciul la CFR? Am fost, sigur. Îmi foarte mult îmi place meciurile pe stadion, că acolo poți vorbi. Fluiești, uiduiești. Nu e, uiduiești, da. Mai du-te și vino. La televizor știri mai puțin, la ce te, la documentare? La documentare. Îmi place National Geographic, Așia Manetului, îmi place Doctorul Paul. Ăla cu animalele. Cu animalele, extraordinar om. No. Da. Îmi place Mezzo. Dacă este o muzică jazz sau operă. Și jazz-ul îți place? Jazz. Da, foarte mult. Ești melomană? Melomană, da, absolut, foarte. Și concertele, în general, îmi place dacă este așa mai, cum să spun, mai în liniște, ca să
fac plăcere la plăcere, suflet. Veneai și la spectacolele mele într-un timp, așa, când aveam stand-up comedy, veneai. Când se fuma în crâșme. 100 de coniac? Absolut. Cu aia te simți bine. Nu trebuie mai mult, 100 ajunge. Ajunge. Asta am spus și mie de multe ori, așa. Ajunge. Noi mai luăm așa, să ne bine dispunem câte un digestiv înainte de masă, pentru că mama soacră gătește și foarte bine. Este că gătește. Este, gătesc orice ce-ți place, nu ca domnul bunicu sau cum îl cheamă pe asta de la Digi. Petrișor? Petrișor. Ăla cu ce gătește? Ioi, are masa plină, pahare, farfurii, era e pregătită, nici nu știu, cred că în jumătate de oră nu poți face atâta mâncare și cât trebuie să pui, nu se ajunge pensia. Nu se ajunge. Ai un pic de ou, îmi trebuie un pic de ardei, un ceapă, o nu știu ce, o pulpă, o... Nu. Sarmalele sunt favoritele noastre. Da. Sarmalele cu mămăligă. Cu mămăligă. Ție nu-ți place. Mie nu-mi place mămăligă. Nu-i place mămăligă, că n-am mâncat dacă n-o mănânci dacă nu măslinele. Nu-ți plac. Nu, cum a spune tot. Nu, ca să știți ce îi place. Dacă mă invitați la masă, nu-mi plac măslinele și mămăliga. În rest, se vede. Ce planuri pentru următorul cincinal ai? Ce planuri ai? Planul să mai vreau să mai trăiesc vreo 5 ani. Cam 5 ani? Să știu păi și eu, să-mi fac și eu niște planuri. Dumnezeu, știi cum e. Eu așa cred că mă iubește. Te iubește. Mă iubește, că totdeauna îmi împlinește dorințele. Niciodată nu m-a refuzat și... Acum să vedem, dar nu cred că mai este CFR campioană, deci să-ți pui altă dorință. Nu. 5 ani la rând, niciunul nu a fost. Mai și acum și e pe locul 2. Și acum e pe locul 2. Draga mea, transmite un gând bun privitorilor care de fiecare dată întreabă ce faci, unde-i soacra și care au acum ocazia să te și vadă. Da. Păi, ce să spun, la toată lumea doresc numai bine să-și crească pensiile, că ciolacul ăsta e una zice și una face. Așa-i? Nu, nici nu mai alegem. Sănătate multă. Nu, am uitat să beau, auzi? Să bem la Pertu. Asta e soacra de vă place, alta mama nu mai face.